Numărul plângerilor înregistrate privind abuzurile jandarmilor la protestul diasporei din 10 august a ajuns ieri la 206, potrivit parchetului general. De asemenea, au avut loc 81 de audieri în acest caz, arată acea sursă. Sindicaliștii din sănătate solicită guvernului și parlamentului introducerea echității în sistemul de pensii prin luarea în considerare la calculul stagiului de cotizare a întregului timp de lucru al salariaților, inclusiv acelui corespunzător normelor prin cumul respectiv a orelor suplimentare. Potrivit unui comunicat de presă al Federației Solidaritatea Sanitară transmis Agerpres, prin aceeași măsură, calculul stagiului de cotizare trebuie să ia în considerare fiecare oră de lucru desfășurată în baza unui contract individual de muncă, indiferent dacă este la norma de bază sau la normele prin cumul.